Fostul tenismen, însă, spunea Emilie Năstase, îl atacă pe președintele Klaus Iohannis. Dar a vorbit și despre faptul că și-ar da o mână pentru ca România să aibă un alt tip de conducere, să spunem. Emilie Năstase este în direct cu mine acum. Bună ziua, domnule Năstase! Salut, Maile! Ați vorbit despre paradă și ați vorbit despre ce s-a întâmplat acolo și ați vorbit despre politica românească până la urmă. Da, am vorbit și ar trebui să vorbească mai mulți, nu numai eu, pentru că nu se întâmplă nimic. Sunt aceleași personaje de atâția ani, lucrurile nu se schimbă, avem o lege, singura lege din lume în care noi ne vindem terenurile, deci politicienii noștri nu sunt în stare să dea o lege în care să oprească treaba asta. Sunt multe lucruri care sunt în regulă în țară. Bun, ce v-a deranjat cel mai tare sau ce vă deranjează cel mai tare de spuneți că v-ați da mâna cu care ați jucat tenis? Doamnă, pe mine mă deranjează că acești oameni sunt niște funcționari plătiți de noi și să facă bine nouă, să ne facă nouă bine și copiilor noștri și cine vreți dumneavoastră. Și ei își fac numai lor bine. Pe unde ați văzut un partid în orice țară să aibă steagul lui, imnul lui? În România există. Toate partidele au același lucru. Deci imnul României nu mai există. Nu mai e important. Imnurile lor sunt importante. Ei fac politică pentru ei, pentru găștile lor, că sunt niște găști. Că altceva nu sunt. Și pentru oamenii obișnuiți, că ați vorbit despre ei și despre gardurile care îi despărțeau cumva de paradă, adică de ce credeți că nu se ajunge la ei până la urmă? Păi sigur că parada e făcută pentru român, pentru toți, pentru că de la copilul la mic până la de vârsta mea, de 75 sau 80 sau cât, dacă vrea să vadă. Și acolo trebuie puse niște de-astea, standuri, nu știu cum să le spun, tribună, ca să se ia omul confortabil. Odată pe an nu putem face și noi asta? Unde vi se pare că s-au rupt, să spunem, legăturile dintre politicieni și oameni? Păi, doamne, politicienii fac politici pentru ei. Fac legile cu scăpări pentru ei. Legile, că am stat și eu 3 ani în Parlament, și legile cu scăpări se votează cu 2 mâini. Cele care sunt mai bunicele sau bune, se uită toți prin tavan. Acum, mai nou, mă, să iau de mine că am o pensie, eu special, eu nu am nicio pensie specială. Am făcut 3 ani în Parlament și nu am putut să iau pensie, că nu am dus la capăt mandatul. În armată am ieșit locotenent colonel la pensie și am o pensie de 1400 de lei. Atâta am eu. Și toată lumea cam sute de milioane și pe la televizor și pe Facebook mă critică. Până la urmă, și dacă i-ați fi avut, ați fi muncit pentru ei, pentru că ce ați adus pentru România. Dar nu am pensie, puteți fi ușor să vă uitați. De ce nu se vrea să îi dăm pe aia care au pensiile nesimțite pe românește? De ce nu se face o listă? Și în același timp taie din pensiile veteranilor de război. Mulțumesc foarte mult!